Gata? Am vă salut, stimați cetățeni! Bună ziua, onorată presă! Vin cu o scurtă, dar importantă informație referitor la situația la calea ferată. Desigur că activează comisia de anchetă, noi vom discuta și mâine, vom audia din nou conducerea Consiliului de Administrare, dar din informația care parvine la mine zilnic, acolo se întâmplă lucrurile grave. Cunoașteți cât de deplorabilă este situația economică, financiară, la această entitate strategică. Noi deja, din câte cunosc eu, calea ferată a ajuns la datorie de 837 de milioane lei, tot mai mult și mai mult. Da, nu toate datoriile sunt scadente pentru anul curent, dar suma totală a datoriei e 837 milioane, dintre care 163, aproape 164 de milioane sunt datorii la salarii. Nu sunt achitate restanțele începând cu luna noiembrie, nu pentru toți au fost închise luna noiembrie, mare majoritatea angajaților nu primesc salariile 4 luni, din decembrie, ianuarie, februarie, martie, iată acum se termină și aprilie, dar sunt unii care nu au primit din noiembrie. Situația este mai mult decât gravă, o parte din oameni se concediază, o parte se pregătesc pentru acțiuni de protest. Ați văzut săptămâna trecută toate scrisorile de disperare a oamenilor și riscăm într-adevăr că într-o zi greva generală o să paralizeze calea ferată. Și pe acest fundal, acum întoi este concursul, așa zis concurs, de selectarea directorului la calea ferată. 16 aprilie a fost data limită, termenul limită pentru depunerea dosarelor, că situația e haotică în întreprinderea, că în permanență sunt certuri între Consiliul de Administrare și conducerea, că conducătorul actual, interimarul, a pierdut legătura cu colectivul, deja lucrurile sunt știute și arhiștiute. Dar iată pe fondalul acestei haos guvernamental, cei care au tras foarele până acum, că a fost perioada lui Plohotniuc când s-au pornit mai multe scheme și acest lucru va fi reflectat în raport, aici e munca colectivă, nu vreau să divulg informația, dar pe urmă linia a fost preluată și de actuală conducere, interimară care a condus 15 luni calea ferată. Și, iată, pentru a păstra această linie, din câte eu văd, a fost organizat acest concurs butaforic. Au depus dosare 5 persoane, dar din informația de care eu dispun din mai multe surse, din start este coordonată desemnarea candidaturii domnului Condurache în funcție de directorul la calea ferată. Personaj care o să figureze în raportul Comisiei de Anchetă, persoana care, iarăși, nu vreau să dau mai multe detalii, dar companiile Levdra, Trans Alliance Group, Transconcor, contrabanda de țigări, de carne, sunt mai multe elemente despre care a vorbit informația care a fost prezentată de SIS, și detaliat va fi reflectată în raportul Comisiei de Anchetă, iarăși. Aici nu trebuie că se muncește și în scurt timp eu cred că raportul va fi prezentat. Și atât acest personaj, din câte eu am înțeles, este favoritul și Igor Dodon deja a dat indicații cine ar trebui să câștige această licitație, acest concurs. Ca variantă de rezervă, în ultimul moment a depus dosarul, a depus documente și actualul director interimar, în ultima zi. Probabil că asta este varianta de rezervă în caz în care o să meargă un val de rezonanță împotriva lui Condurache. Celelalte trei concurenți, din câte eu înțeleg, sunt fundalul,
Și din start era decis cine câștigă acest concurs și este un lucru grav. Repet încă o dată, persoana care în rând cu alte persoane a lui Plahotniuc, care au jupuit calea ferată în perioada din 2014 până în 2019 și în continuare au fost preluate mai multe scheme, iată, el este favorit în această competiție. Și aici apare întrebarea care eu și colegii mei de o platformă, dar de mult am venit și am anticipat că se urmărește falimentul la această întreprindere strategică. Și din păcate ceea ce se întâmplă acum cu concurs, dar săptămâna aceasta se va decide, din câte eu înțeleg, vineri Consiliul de Administrare urmează să decidă acest lucru oficial. Iată, noi vedem că linia aceasta spre scheme și spre insolvabilitatea la calea ferată este continuată. Repet încă o dată, pe fondalul lipsii guvernului, lipsii controlului din partea guvernului, măcar ciocoi să cheme conducerea APP să întrebe ce se întâmplă la calea ferată, ce facem. Dar iarăși, vă amintesc faimoasă fraza lui Ciocoi, spasenia utapaieșeva, de la rog să mih utapaieșeva. Asta el a spus despre calea ferată. Dacă cu așa atitudine față de calea ferată, dacă așa vorbește prim-ministru interimar, este clar că Agenția Proprietății Publice, care formal controlează această calea ferată, nici atât o n-a să facă și noi putem să asistăm la distrugerea acestei întreprinderi strategice. Cifrele datoriilor eu v-am oferit. Subiectul trebuia să fie de mult discutat la Consiliul Suprem de Securitate. Din păcate, de două ori subiectul a fost amânat. Sub pretextul că nu a venit Onceanu, că el e ba bolnav, ba prea sănătos, ba nu știu ce, dar de două ori nu a venit conducerea. Și nu înțeleg de ce e în lipsă, dacă el și în genere n-a să vină, și nu trebuie să fie dezbătut acest subiect. Informația noastră și apelul nostru public către societatea, iată ce se întâmplă. Iată că facem, înțeleg ce fel de guvern noi avem, dar oricum facem un apel către Ciocoi. APP este subordonată direct guvernului. Faceți repede analiza situației. Chimați pe Țăpărdei. Înțeleg că eu avocatul lui Dodon și primește indicații direct de acolo, dar până oricum, domnul Ciocoi, dacă v-ați resemnat cu funcția unui țap ispășitor, apoi totuși mai faceți ceva pentru țară. Că noi putem să pierdem o întreprindere strategică care transportă 25% din toate mărfurile care se importă și se exportă din și în țară. Totodată facem apel către doamna președinte. Convocați mai repede Consiliul Suprem de Securitate pe subiectul calea ferată. Acele două amânări nu au mers în favoarea soluționării problemei. Salariații sunt disperați, 6.500 de angajați. Pur și simplu oamenii nu au ce mânca. Și oamenii sunt în situația în care noi zilnic, fiecare membru de comisie, noi primim 10 de mesaje de la acești oameni. Da, mai au răbdare, mai e clar, înțeleg că stoparea la calea ferată nu este cea mai bună soluție, dar în această situație, când datoriile cresc, salariile nu sunt achitate și atât încă și la nivelul de conducere se întâmplă ceea ce se întâmplă, încotro noi mergem? Unde noi putem să ajungem? Voi aborda acest subiect și mâine la ședință Comisiei de Anchetă, dar încă un apel. Așa e, nu știu, dacă ajungem la proteste, noi cei de o platformă, da, o să fim nevoiți să ieșim alături de dânsii, nu știu. Nu vă dau tăișirea. Noi strigăm deja câteva luni ce se întâmplă la calea ferată și vedem că situația se înrutățește și autoritățile statale, factori de influență și factori de decizie, nu întreprind nimic.
Dacă noi vrem să ajungem la situația care a spus Cicoi, a cui cine pe cine salvează, apoi noi deja am ajuns. Utapai și nu poate deja să facă nimic. Dacă nu intervenim și nu facem niște lucruri elementare, cineva o să răspundă pentru acest utapaișe. Domnul Cicoi, gândiți-vă bine ce se întâmplă la calea ferată și fiți mai responsabili în declarație. Și doamna Sandu, noi așteptăm săptămâna aceasta să convocați Consiliul Suprem de Securitate. Acest lucru așteaptă și sindicatele și angajații care au vrut să asiste la această ședință. Este strigătul platformei, da, că noi suntem limitați în acțiuni. Desigur că noi nu suntem nici guvernul, nici administrarea la calea ferată, dar fiind în contact permanent cu angajații la calea ferată, cu oamenii onești din autoritățile statale care ne sesizează și ne sensibilizează despre tot ce se petrece, noi nu putem tăcem și nu vom tăcea. Cerem acțiunile din partea acestui guvern interimar, în raport cu calea ferată să salvăm totuși această entitate și solicităm ca doamna președinte să convoace Consiliul Suprem de Securitate pe acest subiect. Vom ieși probabil, dacă va fi cazul, vedem cum va fi mâine comisia la 10:30 și vom informa societatea și opinia publică despre tot ce se petrece la această entitate. Asta fiind spus, vă doresc o zi cât mai frumoasă și toate cele bune!